Deschis joi cu o spectaculoasă paradă cu făclii, care a străbătut orașul din Opcin până la cetate, pe o distanță de aproximativ 7 km, Festivalul Medieval de la Suceava a bătut anul acesta toate recordurile. Dar nu, cetatea nu a fost cucerită de turci, ci de vizitatori. Ediția din acest an a Festivalului de Artă Medievală Ștefan cel Mare a avut un număr record de vizitatori, aproape 30.000. Ultimele ediții din 2018, 2019 și 2021, având aproximativ 27.000 de vizitatori, potrivit Muzeului Național al Bucovinei. Mai exact, la ediția din acest an a Festivalului Medieval au pășit pragul cetății de scaun și au urmărit manifestările un număr de 29.466 de vizitatori. În cele trei zile, peste 400 de cavaleri și domnițe din țară și din Ungaria, Turcia, Ucraina, Republica Moldova și Bulgaria au întâmpinat vizitatorii cu spectacole cu foc, plimbări cu cai, școli de lupte, teatru și concursuri pentru copii, muzică medievală, tir cu arcul, ateliere de gastronomie medievală, de artă textilă, fierărie, pielărie, dulgherie, caligrafie, ateliere de magie, dansuri medievale, face painting medieval, baloane uriașe de săpun, meșteri artizani, cursuri de șoimărit. Totodată, șef Cătălin Scărlătescu a gătit delicii culinare cu savoare medievală. Muzeul Național al Bucovinei mulțumește tuturor celor care și-au petrecut weekendul la Cetatea de Scaun, trupelor participante, sponsorilor și așteaptă publicul și anul viitor pentru o nouă ediție a Festivalului de Artă Medievală Ștefan cel Mare. Ediția de anul acesta a avut loc în perioada 11-14 august și a fost organizată de Consiliul Județean Suceava, Muzeul Național al Bucovinei, în asociere cu Primăria Municipiului Suceava.